Dacă te confrunți cu anxietate socială, ascultă asta. Dacă vrei să eviți cu orice preț spațiile aglomerate sau evenimentele sociale de orice fel, dacă te simți judecat, analizat sau neintegrat, înseamnă că ai anxietate socială. La fel ca și anxietatea generalizată, cea socială vine din credințe negative implementate adânc în subconștientul nostru legate de propria persoană, de oamenii din jur și despre viață în general. Ce îți spun eu acum este că acestea pot fi schimbate și nu merită să irosești din frumusețea vieții trăind sub o pătură imaginară creată de mintea ta. Dacă nu te simți destul de bun, îți spun eu cu mâna pe inimă că oricum ai fi, ești destul de bun și poți deveni tot ceea ce vrei în această viață. Nu te lăsa păcălit de minte pentru a fi cu nimic mai puțin. Ești destul. Dacă vrei să începi vindecarea credințelor negative, te invit să urmărești webinarul gratuit Totul despre anxietate, pe care îl găsești în linkul din profilul meu.